să am un timp devoțional. Cum să am un timp devoțional? Deschidem împreună Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 6 și vom citi de la versetul 6 până la versetul 8 inclusiv versetul 8. Cuvântul Domnului spune: Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, Încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care este în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți același vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar cum trebuie să vă rugați. Amin. Domnul Iisus Hristos nu ne lasă în ceață. Domnul Iisus Hristos îmi place modul cum învață. Dacă, dacă studiez cu atenție învățătura pe care o dă Iisus, o să vezi că este foarte structurată, foarte organizată. Nu aruncă vorbe așa, zice, stai puțin, hai să vă mai spun o chestie. Nu, nu. El pleacă dintr-un punct A și se duce într-un punct B. Și are puncte intermediare între punctul A și punctul B. Dar, de ce timp devoțional? De ce rugăciune devoțională? De ce timp devoțional? De fapt, ce înseamnă devoțional? Cuvântul devoțional pe care noi îl folosim provine din latină, da? Și așa și cuvântul devotion în limba engleză, tot din latină și are rădăcina și de fapt nu înseamnă nimic altceva decât consacrare, dedicare, închinare. Timp devoțional de fapt înseamnă un timp de dedicare. Când Domnul Iisus ne învață despre rugăciune, când El începe să spună, înainte să înceapă să spună, iată cum trebuie să vă rugați, El ne clarifică două lucruri foarte, foarte importante. Unu, ne clarifică faptul că timpul devoțional privește atitudinea ta cu Dumnezeu. Timpul devoțional te antrenează să ai o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, poți să ai un model greșit și vorbeam de data trecută că noi toți ne rugăm pentru că am fost învățați. Vrei? Nu vrei să crezi lucrul acesta, indiferent pe ce poziție te afli, ai fost învățat. Ai fost învățat de un om, ai fost învățat de o carte, ai fost învățat de un model pe care l-ai văzut și l-ai preluat și l-ai făcut. Nu este nimic greșit, important este să te rogi după modelul pe care Domnul Isus l-a dat. Și Domnul Isus a zis foarte clar, două lucruri trebuie să le ai foarte clar în mintea ta. Unu, atitudinea, atitudinea și perspectiva. Atitudinea și perspectiva, atitudinea și învățătura. Poți avea un model greșit și Domnul Iisus ne arată că păgânii se roagă în mod greșit. Ei consideră că dacă spun o mulțime de cuvinte, ei vor fi ascultați. Câți considerăm că trebuie să ne rugăm extraordinar de mult pentru a fi ascultați? Vă spun, o mare parte a bisericilor, a creștinătății. Și spune să nu bolborosim o mulțime de cuvinte, și când tu faci lucrul acesta, înseamnă că tu ai o perspectivă greșită. Timpul devoțional, atenție, timpul devoțional te antrenează să poți acționa corect înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el zice, du-te în cămăruță. Timpul devoțional nu are de-a face cu rugăciunea publică. Mulți credincioși se roagă, dar foarte puțini au timp devoțional. Foarte puțini au timp devoțional. Și de fapt, Timpul devoțional este baza, fundamentul vieții de credință. Fără timp devoțional poți să faci zeci de mii de lucruri. Poți planta biserici, poți scrie cărți, poți face cântece, poți să faci multe organizații. Fără timp devoțional, este zero. Pentru că timpul devoțional este, de fapt, timpul tău personal în care tu te predai Domnului. Iar modelul greșit te învață să poți vedea corect. Vedeți, oamenii, ne spune Domnul Isus în acest pasaj din Matei 6, oamenii se duceau pe străzi și se rugau la colțul de stradă, se rugau în sinagogi, se rugau. Și Domnul Isus zice, nu asta este cheia, nu asta este nucleul, nucleul este în cămăruța ta. Acolo tatăl tău un ascuns. Va, te va auzi, el știe tot înainte ce să ceri. De aceea nu-ți fă planuri, strategii de a te ruga, ci Pur și simplu, iați timp personal cu Dumnezeu. Dragii mei, este atât de important să fi învățat lucrul acestea și sunt 100% sigur că foarte mulți dintre voi niciodată nu au fost învățați. Poate unii dintre voi, pentru prima oară, credincioși de ani de zile, botezați, au pentru prima oară de timp devoțional. Iată un model, iarăși, greșit de rugăciune. Două fraze cheie care sunt greșite. O spun dinainte. Rugăciunea este responsabilitatea noastră. Și a doua frază, rugăciunea este datoria noastră. Total greșit. Nu este nici responsabilitate nici datorie. Rugăciunea este un privilegiu. Este un privilegiu în care Dumnezeul, Creatorul Cerului și al Universului, zice, știi ce? Eu, Dumnezeul care controlez întreaga istorie, îmi dedic timp cu tine. Îți acord timp personal când vrei tu să stăm de vorbă, să discutăm secretele planurilor mele, să-ți vorbesc despre cuvântul meu, să-ți vorbesc despre această lume. Asta este responsabilitate? Asta este datorie? Nu. Este privilegiu. Spune, timpul devoțional nu este o datorie. Nu este o responsabilitate. Este un privilegiu. Nu că încep rotițele să se învârtă altcumva. Știți ce? Diavolul știe lucrul acesta pentru că majoritatea privesc rugăciunea, timpul devoțional ca o responsabilitate și datorie. Și ce se întâmplă când o faci? Nu ți-ai făcut datoria! Nu ți-ai făcut responsabilitatea! Iresponsabilule! Și în momentul acela, majoritatea credincioșilor renunță pentru că le este greu să revină în aceeași poziție. Ăsta este cazul cel mai rău. Dar se mai întâmplă un lucru. Încep să se roage ca victime. Doamne, ai milă de mine, Doamne. Doamne, nu am mai rugat de mult. Doamne, sunt irresponsabil, nu mi-am făcut datoria. Și atunci, totul este un timp irosit. Timpul devoțional este o întâlnire cu Dumnezeu. Amin. Haideți să repetăm puțin, înainte să trecem la punctele cu care suntem obișnuiți, hai să repetăm puțin ca să vedeți că am pășit, am făcut pași foarte importanți în, în această serie. Am vorbit despre Biblie și ce înseamnă Biblia. Apoi am mers mai departe și am vorbit despre cum este Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Am vorbit despre persoanele, am deschis, înțelegeți, seria aceasta este deschiderea, ușii către subiectele acestea, către aprofundarea acestor subiecte. Apoi am început să vorbim despre rugăciune și acum suntem la timpul devoțional. Este atât de important să înțelegi importanța, necesitatea, vitalitatea acestui timp. Mai vă duceți aminte de ce trebuie să ne rugăm? 1. Pentru că suntem slabi. 2. Suntem chemați. Trei, Suntem în luptă. Ok. Înainte să intrăm în cele trei puncte, haideți să distrugem două mituri importante despre timpul devoțional. Două mituri care pe mine m-au afectat și m-au determinat în anumite momente să, să renunț. Și am învățat din propriile mele greșeli, am învățat de la alții și haideți să tratăm două mituri despre, despre timpul devoțional. În primul rând, programul timpului devoțional. Uh, există mentalitatea că a avea timp devoțional trebuie să încep undeva pe la ora 5 dimineața. Uh, și dacă ești spiritual sau cu o chemare specială, hm, 4, 3, dacă chiar vrei să se întâmple la ora 3 dimineața, ar fi, ar fi în regulă. Ok? Și. Uh, Vreau să înțelegeți un lucru. Timpul devoțional este un timp relațional. Timpul devoțional este un timp de relație. Adică, când tu nu mai ajungi să te trezești la ora 5 dimineața, la 6 dimineața, și, hai să zicem și ora 7 pentru timp. Hai să zicem că ajungi la ora 7 jumate și încep să te roci, Doamne, am venit înaintea Ta. Scuze, programul de audiențe în sala tronului s-a încheiat. Veniți mâine, vă rog, programul este de la ora 5 la ora 7. Nu, asta de fapt se întâmplă în subconștient. Ok, astăzi nu mai mă poate auzi Domnule. Cum ar fi, am zis, timpul devoțional este un timp relațional. Cum ar fi în relația mea cu soția? Soția pe la. Pentru că știm că unele surori au probleme cu trezitul dimineața. Nu că soția mea ar avea sau. Întrebați-o dacă are sau. Ok? Și vine undeva pe la 9, 9, jumate, 10 și. zice te iubesc și vrea să-mi deau pupic și eu zic, stă, 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 Scuze. Pentru pupice între 5 și 7. Doar între 5 și 7. Acum s-a terminat timpul personal. Nu e stupid. A? Ok. Lungimea timpului devoțional. Dacă nu ai timp devoțional între 2 și 4 ore degeaba, ești varză. N-ai nicio treabă. Mi-aduc aminte, fraților, că la începutul credinței mele am avut un timp devoțional foarte bun. Un timp de dedicare cu Domnul în care stăteam cu cuvântul lui și o să vă explic imediat pașii. O să, o să învățăm în seara aceasta pași practici cum să avem timp devoțional. Câți dintre noi ne dorim un lucru acesta? Să fim învățați. OK. Știți de știți ce este important? Când noi suntem învățați, putem învăța și pe alții. Când la noi merge, vom putea da și la alții. Și vă spun, tot ceea ce noi vorbim în seara aceasta merge. Funcționează. Și mi-aduc aminte, era OK. Viața mea de credință înaintea fusesem liberat de o, o grozăvie de păcate din viața mea. Eram, eram la 17-18 ani, plin de suc verde, înaintam, vesteam Evanghelia, wow, plin de bucurie. Până într-o zi când am ascultat o predică a unui mare păstor, cunoscut la nivel internațional, care spunea nu o să vină trezire în țara ta dacă zorii dimineții te va prinde în pat. La ora 3 dimineața, stau înaintea Domnului 3-4 ore și mă rog. Când am auzit, am zis, o, stai așa că nu, nu mai merge. Sunt departe, sunt pe alte cărări. Trebuie să schimb ceva dramatic în viața mea. Și am început să-mi pun ceasul. Ca un creștin care îmi doream să cresc și să fiu acolo unde era și acest om mare al lui Dumnezeu, am început să fac lucrul acesta. A mers! Prima jumătate de oră. Am început să mă rog pentru bunicul, bunica. Bunicul era mort, dar în fine. Uh, am luat toată lista. Nu mai găseam subiecte pentru ce să mă rog. Nu vă pot spune de câte ori am adormit cu capul lipit de calorifer și m-am trezit când... și, -a... și a dat drumul căldura. da? Pe vremea noastră când eram eu, căldura era cu program. da? Și am adormit cu capul pe calorifer că era rece și când a venit căldura m-a fript și m-a întrezit. Și încercam să duc un nivel de spiritualitate care nu puteam să-l duc. Ce credeți că s-a întâmplat cu mine? Fost condamnat. Trei sub condamnare. A, ah, nu pot să fiu folosit ca el. Deci nu mă pot ruga 3-4 ore. Câți dintre noi au trecut sau trec pe acolo? Câți dintre noi am făcut din timpul devoțional... Un ritual sau un, un timp de forțare că trebuie să-l facem. Haideți să clarificăm un lucru foarte clar, fraților și surorilor. Sunt două categorii de oameni care se pot ruga trei sau patru ore. Cei fără job și cei fără copii. Punct! Cei fără job și cei fără copii. Și cei care au bebeluși încep să mă înțeleagă. Ok, haideți să vedem cum să avem un timp devoțional. Trei pași foarte, foarte importanți, practici, care te vor ajuta să ai un timp devoțional corect cu rezultate în viața ta. În primul rând, primul punct, liniștește-ți mintea. Liniștește mintea și vă invit să deschideți împreună cu mine la Psalmul 62 cu versetul 5 și vom citi din cuvântul Domnului. Da suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Și cuvântul, da suflete, încredete în Domnul, în Dumnezeu, acel cuvânt încredete, în ebraică, înseamnă de fapt așteaptă liniștit. De fapt, traducerea în română a scripturii, cei care folosesc traducerea cu triunghi sau GBV, traducerea sună în felul următor. Dar tu, Suflet al meu, liniștește-te în Dumnezeu. Primul punct, liniștește-ți mintea. Și dacă nu știi cum să-ți liniștești mintea, Domnul ne clarifică asta foarte clar în cuvântul său, în Psalmul 131. Și dacă deschidem, vom citi uh, tot capitolul. Trebuie să citim tot capitolul. Deschideți împreună cu mine Psalmul 131, indiferent cât timp ne va lua, vom citi acest capitol. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată. Nici priviri trufașe, nu mă îndelnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, din potrivă sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțercat, care stă lângă mama sa, da, sufletul meu este ca un copil înțercat, puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac, amin. Ăsta a fost capitolul. Ok? Trei versete în capitolul acesta. Și ne arată foarte clar ce să facem. Cum să ne liniștim mintea. Vrei să știi cum să-ți liniștezi mintea? Din potrivă, versetul 2, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil încercat care stă lângă mama sa. Eu știu că unii au probleme cu lucrul acesta, să vadă copilul liniștit încercat să lângă mama sa. Dar de obicei când copilul este sătul, liniștit, are o pace pe el, are o liniște, nu este îngrijorat, nu este încuntat, este detașat de tot ce se întâmplă, el este acolo în siguranță. Este acolo unde este cel mai bine. Și își pune capul și stă acolo liniștit. Nu știu cum este pentru tine, dar știu cum este pentru mine când trebuie să fac lucrul acesta, să-mi liniștesc mintea. Cam așa arată. Oh, Doamne, am venit aici, noi tata. o, -o ta. oh, Să vreau să-mi liniștesc mintea, să mă debarasez coșul ăsta, fii atent, aici. doamne! Băi, factura trebuie să o plătesc astăzi. Da, factura trebuie să o plătesc astăzi și... Să ne nișteți mintea. Băi, ce fain a fost postarea lui pe Facebook. Mai trebuie să o văd o dată. Stai, mă, nu, nu, Azi am întâlnire am întâlnire. stai, trebuie să verific SNS-ul. Cum arată la voi? Sau dacă ești a prea aproape de pat, dintr-o dată așa un duc de revelație care nu ai avut niciodată, îți dai seama, zici, păi ce pernă moale am. Oare, o, 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 cum o fi să-mi pun capul pe Bă, ar trebui să experimentez asta. Băi, nu, sunt un om de acțiune, trebuie să experimentez asta. Și dintr-o dată îți dai seama că plapuma e altfel mai pufoasă, căldura, zici, băi, din ce material? Cum îți liniștesc mintea? Am probleme. Și cred că noi toți avem probleme. Și cred că subiectele diferă de la bărbat la femeie sau în funcție de, de teme. Un, unul, unul se gândește, da, gata, vreau să -mi liniștesc mintea, ok. Oare cât o fi licitată astăzi, mă, pe ocazie? Ok? Băi, trebuie să fac neapărat transportul ăla. Nu, nu. Ok? Bun. Și revelațiile continuă. Haideți să înțelegem că trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și faptul că mintea ne fuge este o dovadă a faptului că nu ne, nu ne încredem în Domnul. De fapt, hai să vă spun un lucru atât de important și care va produce relaxare. De fapt, rugăciunea, timpul devoțional, este transferul frământărilor noastre către Domnul. De-aia e un privilegiu. De fapt, Timpul devoțional nu este că Dumnezeu are nevoie. Uf, am nevoie de asta să-mi spună ce glorios sunt. Înțelegeți? E o perspectivă total greșită. Dumnezeu zice, sunt aici la dispoziția ta să spreiau poverile, să spreiau frământările, să spreiau îngrijorările. Îți pasă să vinzi mai mult pe ocazie. Ok, dă -mi mie, dă -mi mie, zi. Încrede-te în mine, roagă-te și eu îți rezolv situația. Ok, nu, nu ai plătită factura, dă mi -le mie, dă mi -le mie, că Îți voi purta de grijă. Așa spune Cuvântul. Asta ne învață Cuvântul. De aceea, timpul devoțional privește-l ca un moment în care face un transfer de îngrijorări. Doamne, îți încredințez, încredințați-vă. Soarta în mâna Domnului, încredințați-vă îngrijorările în mâna Domnului. Nu vă mai îngrijorați. Dați-le lui. Dar nu faceți de genul, le dați Domnului, Doamne, îți predau îngrijorările, sunt înaintea ta, cum sunt la tine, uh, ți am dat ție, Doamne, Doamne, sunt acolo la tine, da? Doamne, ți le -am, am, dat ție, da? Ok. Acolo, da, mai bine, le las că le rezolv eu. Așa face de multe ori, încredințăm îngrijorările noastre, încredințăm planurile noastre înaintea Domnului și după aceea plecăm din, uh, din prezența Lui Ok, trebuie să rezolv cumva. Liniștiți-vă mintea. Și faptul că mintea noastră este adiciată, înseamnă că nu am credința Domnului. Ok? 2. Focalizează-ți mintea. Și vreau să, să înțelegeți, cu cât trec anii, cu cât faci lucrul acesta mai, mai des, o să vezi, gata, gata, e timp de... De a sta în prezența Domnului, este timp de a-mi liniști mintea, este timp de a mă, mă, mă ridica privirea către Domnul și încet, încet o să vezi că o să poți să faci lucrul acesta. Liniștește-te în prezența Domnului, așa cum spune Psalmul 62, cu 5. Da, suflete, liniștește-te în Dumnezeu. Liniștește-te în prezența Domnului. După ce m-am liniștit, trebuie să ridic ochii către persoana lui Dumnezeu. Trebuie să-mi să focalizez mintea pe persoana Dumnezeu. Așa am fost creați, trebuie să înțelegeți foarte clar. Nu, nu, nu putem, nu putem altcumva decât să ne uităm la ceva. Deci nu, nu suntem într-o stare de, de, de nervană, ne liniștim mintea și... Ne... Deci nu credem în așa ceva. După ce ți-ai liniștit mintea, trebuie să ai clar ceva în, 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 în vizorul tău. Uitați-vă la copii care nu sunt plini de îngrijorări. Când vorbești cu ei, când ai o discuție cu ei, care e expresia cea mai comună? Hello, uită-te la mine. Uite-te în ochii mei. Și copii. <sus> și trebuie învățați. La început, când vorbea cu mine, mai așa facea. Băi, aici sunt, uite-te în ochii mei. Și lucrul ăsta se învață. învață copiii să-și să focalizeze. E, e, ca o cameră foto care o iei și știi unde trebuie să te uiți, la imaginea care trebuie să te uiți și ce faci? Focalizezi, da? clarifici imaginea, îți, îți privirea ta către, Către acea imagine. Exact așa este și în rugăciune, în timpul devoțional. După ce te-ai liniștit, îți axezi privirea către persoana lui Dumnezeu. Și cum se face asta? Este practic, este știut, clar, prin două metode, prin, prin doi pași. Unul este cel al închinării. De asta facem închinare. Să ne ridicăm ochii și să privim către Domnul. Înțelegeți? Ia... Uh, uh, Citim împreună din nou Matei 6, cu versetul 6 și versetul 9. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa. Și apropo, pe vremea aceea nu aveau boxe, nu aveau televizor, deci când ți-ai încuiat ușa și ești singur în cămăruță, nu mai se aude nimic. E liniște, ok? Deci aici Domnul ne învață foarte clar. Când ți-ai încuiat ușa, ce înseamnă? Liniște și uitați ce urmează imediat. Și roagă-te tatălui tău. În versetul 9, iată, dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl vostru, imediat ți-a ridicat privirea, tatăl nostru care ești în cer. Imediat îți ridici privirea către Domnul. În psalmul 22 cu versetul 3, spune, totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Înțelegeți? în mijlocul laudelor, în punctul central, acolo se focalizează privirea, acolo este Dumnezeu. Și când eu mă închin, când cântările bisericii noastre sunt despre persoana Domnului, despre cum este El, despre modul cum lucrează El în viața mea și ce mi-a dăruit El, despre minunățile persoanei Lui, la cine mă uit? Simplu, la El. Și am zis prin închinare și al doilea pas prin mulțumire. Când îi mulțumim Domnului, privirea noastră se centrează către El. Oameni buni, toți dintre noi avem subiecte. Subiecte de mulțumire. Mulțumește Domnului că nu ți-a sărit roata în timpul mersului. E un subiect de mulțumire. La câți le sare roata? La foarte mulți. Mulțumește Domnului că dacă chiar nu ai subiecte, vrei să-ți dau subiecte, Îți poți scrie o, o, o carte de subiecte banale pentru care putem mulțumi dacă chiar nu ai. Dar sunt unii dintre noi chiar care, care avem de ce să-i mulțumim Domnului. Ni s-a crescut salariul sau am, am, am primit sănătate pentru copilul nostru. mulțumiți -i! mulțumiți -i Domnului! Filipeni 4, versetul 6 și 7 ne spune Nu vă îngrijorați de nimic, Linișteți. mintea ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va apăzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. 3. Aliniază-ți mintea. Liniștește-ți mintea, focalizează-ți mintea, aliniază-ți mintea. În Eremia, capitolul 1, versetul 4 până la versetul 12. Cuvântul Domnului spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai bine, înainte ca să te fi întocmit în, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusese în deoparte și te făcuse în proruc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc că -și sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că -și te vei la toți aceea la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, că și eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărați ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Eremia? Eu am răspuns. Văd un veghetor și Domnul mi-a zis, bine, ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Timpul devoțional este o conlucrare a cuvintelor noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citim în mod regulat Scriptura, trebuie să ne hrănim în mod regulat cu Scriptura pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și a ne ruga în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Este esențial. Dacă nu te rogi în conformitate cu voia lui Dumnezeu, ce a scrisă, este un timp irosit. De ce? Pentru că Domnul este un veghetor. De ce? Pentru că veghează asupra promisiunilor cuvântului Său ca să le împlinească. Iar rugăciunea este apelarea ta la promisiunea Lui, să spui: Doamne, uite, este scris. E promisiunea Ta. Și aici este o mare putere. 1 Ioan capitolul 5, versetul 14 și 15 ne spune un lucru extraordinar. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Asta este îndrăzneala. De aceea este un privilegiu. Te duci înaintea Domnului și discuți cu Domnul pentru că știi că te ascultă. Și că dacă îi ceri, îți va da ba mai mult, versetul 15, da! te și coprești și de mai mult și spune, și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucruri pe care le-am cerut. E voia lui Dumnezeu, zice Domnul, cerem și îți voi da lucruri ca să fii stăpân pe, peste ele. Versetul acesta, pasajul acesta din Eremia pentru mine este um, capital, a stat la, la, la baza întâlnirii mele personale cu Domnul uh, la începutul credinței. Când stăteam în timpul meu devoțional și vorbeam cu Domnul și discutam cu Domnul, și uh, dintr-o dată Domnul îmi spune, vreau să mergi, dintr-o dată mi-a spus, vreau să mergi la radio, era un radio uh, din lume, un radio secular, vreau să te duci la radio și vreau să îmi vestești Evanghelia. Și am zis, Doamne, da, sunt un copil, nu, nu, nu știu ce să spun, avea 17 ani, nu știu ce să spun, cum, adică să mă duc acolo, ce o să zic cu oamenii, sunt un copil. Domnul zice, deschide la Ieremia, capitolul 1. Și deschide Scriptura, zice, nu zice, sunt un copil. Că te vei duce la toți ceea care le vei trimite. Și mâna Domnului s-a atins și mi-a atins gura și a zis, wow! Doamne, da, în conformitate cu promisiunea ta, Doamne, cer ca să, să lucrezi tu. Dacă tu asta vrei să lucrezi prin mine la radio, cer, Doamne. Și mi-aduc aminte ziua când m-am dus la radio, am ajuns acolo pe hol și am zis, Doamne, sunt aici. Și am stat o oră, o oră și ceva și nimic nu s-a întâmplat. Și am început să mă rog, Doamne, de ce m-ai trimis aici să-ți joc de mine? Doamne, m-ai trimis să lucrezi? De ce? Și atunci Domnul îmi zice, ai cerut? E stăpân pe situație, eu ți-am dat, ți-am dat autoritate, du-te. Și atunci am înțeles, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă și suntem stăpâni. Atunci am putut la ușă, s-a deschis ușa și într-o dată vine un domn foarte în vârstă, Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Vreau să vă spun, nu e sunt bazme, în momentul când am pășit, mi-aduc aminte, când am făcut pasul și am pășit în interior, în acel birou, am simțit fizic cum puterea lui Dumnezeu a coborât din cap până în picioare, am simțit că sunt un alt om, același tinerel, dar eram în fața unui împărat, unul care conducea radio, pe vremea aceea, în anii 92, cine conducea radio? Era cineva. Și am zis, am venit să vestesc Evanghelia, da, poftiți în biroul meu, spuneți-mi ce doriți și am ajuns să vestesc Evanghelia, mi-a dat ora cea mai bună pentru a vesti Evanghelia. Pentru că mintea mea a fost aliniată la promisiunea Lui. Și m-am rugat pe baza promisiunilor. Amin? Amin. Nu uita! liniștește în -mi mintea. Cum să-ți liniștești mintea? Hai să vedem câțiva pași practici. Cum îmi liniștești mintea? Foarte simplu. stau liniștit până când orice formă de gălăgie, de zgomot, de gânduri vin jos în mintea mea. Stau pur și simplu liniștit. Ok, acum suflete, trebuie să-L binecuvântez pe Domnul. Și înainte să-L binecuvântez, taci. Ok? Îmi focalizez mintea. Cum îmi focalizez mintea? Pe o simtă la Domnul. Cum? Prin închinare și prin mulțumire. Cum să te închini? Simplu. Avem DVD-uri, avem laptopuri, avem computer, avem smartphone, avem tablete, avem uh, CD, puneți închinarea preferată, lauda preferată și laudă pe Domnul. Ești în mașină, puneți lauda și laudă pe Domnul. Ai timp de închinare, te uiți la Domnul, privești către Domnul. Ok, dacă nu ai lucrurile acestea, cântă. Cântă, cânte cele pe care le știi, ți-aduce aminte de ele, cântă ceva, ridică numele Domnului, slăvește numele Domnului, glorifică numele Domnului. Și dacă ești ca mine și nu poți să-ți aduci nicio altă, nu îți poți să aduce aminte de nicio altă cântare dacă nu ești în biserică, inventează. Inventează una. Tu ești măreț Isus, tu ești Domn, tu ești. Și soția mea chiar astăzi mi-a zis, acasă merge. M-a auzit, acasă merge. lasă așa. Ok? Vreau să vă spun, Domnul meu și Dumnezeul nostru se uită la inima. Inima ta dacă laudă, sinceră. El nu se uită... Puiu, mă, mă tonul mai jos, te rog. Când ți fals, oh, nu faci parte... Dar eu nu pot să mă închin acasă, că nu sunt ca ăia pe scenă. Cine a zis că Domnul... Domnul se uită la inima ta și zice, ok, hai, vreau să fiu în mijlocul audelor tale. Ok? Amin? Uh, cum îmi aliniez mintea? Cere lucru pe baza promisiunilor sale. Amin? Citește cuvântul și când citești cuvântul în timpul tău devoțional, ai așteptarea să spune, Doamne, uh, să nu faceți niciodată. Doamne, vreau să vorbești.” capitolul 45 sau mai știu ce. Ok? Nu așa. Doamne, vreau să citesc cinci capitole din Matei. Dar, Doamne, vreau să-mi vorbești pentru situația mea. Și surprinzător ai să vezi dintr-o dată când citești un text este de acolo și vorbește specific pentru tine. Și atunci iei textul și ți aliniezi mintea cu textul. Zici, Doamne, este voia ta, este cuvântul tău și încep să te rogi. Vreau să vă spun o întâmplare care foarte recent mi s-a întâmplat. Și am trecut prin acești pași. Am, am străbătut acești pași involuntar pentru că făcându-i ani de zile și mergând pe acolo, e simplu. Niciodată nu m-am gândit că eu trebuie să învăț lucrul acestea. Soția mea tot timpul îmi spunea, dar trebuie să înveți, pentru că uite, tu ai fost învățat. Eu am fost, îi mulțumesc Domnul că la, la începutul credinței am fost învățat. Cum să am un timp devoțional? Și asta m-a ajutat. Pe parcursul anilor m-a ajutat, a fost... Și a intrat ca o rutină în viața mea și nu mi-am dat seama că lucrurile astea trebuie date mai departe. Și acum, foarte de curând, am avut un conflict cu soția mea. O ceartă. Nu am lovit-o nici pe mine. Cu pumnul. Cu cuvintele, da. Ne-am lovit reciproc. Plecat, terminat de acasă, supărat. Intru în mașină, și nu mai aveam chef de nimic, nu mai vreau să aud nimic, nu mai îmi de nimic. Câți dintre bărbați au trecut pe-acolo? Nu ridicați mâna, vă rog. Nu vă ridicați ridica mâna, că o să aveți discuții interesante în seara asta, ok? Păstrați-vă Duminica să fie o zi de sărbătoare, ok? Uh... Și stând în mașină, am zis, ok, trebuie să-mi liniștesc mintea, gata. Stop, stop, nu mai vreau să aud comentarii, nu mai vreau să aud gânduri. Vă dați seama ce luptă era acolo. Ah, păi nu, că ai văzut cum a zis accentul, ai văzut cum a pus semnul exclamării. Așa este. Și ai văzut cum s-a uitat la tine? Păi, clar. Deci... Și am zis, nu, gata, gata, nimic. Am pus CD-ul în mașină, am dat drumul la muzică tare și am început să-l pe Domnul, să-l glorific pe Domnul. Și laudă sufletul, pe al laudă sufletul meu pe Domnul glorifică pe el și am început să-l glorific și să-l să să măresc pe el în trafic. Îmi cer scuze tuturor celor care m-au văzut în ziua aceea. Nu vorbeam cu o persoană imaginară. Îl laudam doar pe Domnul. Ok? Și uh, când să încep să trec la al treilea pas, să-mi aliniez mintea și să încep să mă rog, dintr-o dată apare un pasaj biblic în mintea mea. Și pasajul este 1, Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Păi, gândul aceasta continua. Știi pasajul, nu? Cum te mai roși tu când nu te-ai purtat cu înțelepciunea? cu nevastă-ta. Și toată măreția, tot, tot ce am construit până acolo, s-a ploșcăit și toată starea mea emoțională s-a dus în jos și am început să zic băi, sunt un nimeni, sunt un nimic, nu mai vreau biserică, nu mai vreau pe nimeni și m-am simțit ca o baligă uscată în soare. Aia a fost starea mea. Am zis că baliga probabil care are mai multă identitate decât am eu în momentul ăla. Și aici e frumusețea Domnului. Apare Domnul. Hei, hei! Hei! Hey. Da. Ce, ce faci? ce să Când mă ia ca tata? De ce nu te rogi? Păi n-ai spus tu un cuvânt ca... Degeaba. Ce să mai fii împiedicată, la revedere. Nu, tu nu mai mă asculti, ce să mai... Dacă am fost prost, ce să... Fiule, tu, tu, nu înțelegi ceva. Nu, nu știu, câteodată Domnul vorbește cu mine așa, înțelegeți? Nu, nu, știu cum vorbește cu voi. Dar cu mine așa mă tratează. zice, haide să te învăț ce, ce am spus eu un cuvânt și fii mai atent când îl citești. Și vă invit să citim împreună. Roman 8, de la 30 la 39. Și pe aceea pe care i-au hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care a chemat, i-a și socotit prihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește nepricăniți. Cine va o sindi? Hristos a murit Ba mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau sunt întrorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterne, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimile, nici adâncimile, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. A zis, wow! Da, Doamne, așa este. Nimeni. Dar de ce ai lăsat chestia aia? că aia mă condamnat de fiecare dată când mă certam cu nevasta? În fiecare săptămână. Uh, pardon, de fiecare dată. Și am zis, de ce este lucrul acela? Și am zis, pentru că n-ai înțeles un lucru. Și atunci Domnul mă ia de mână și mi-aliniază mintea la cuvântul său și zice, citește mai bine ce înseamnă împiedicat? Este o piedică în calea ta. Te împiedici. Și m-am dus în greacă și am studiat cuvântul. Împiedicat, în limba greacă se spune tăierea unei dorințe. Obstacol apărut în drumul tău și care va îngreuna călătoria. Adică îți va tăia cheful să te rogi. Puff! Și dintr-o dată am zis... Ok, înțeleg, de fiecare dată când am avut conflict, de fiecare dată mi-a fost greu să mă rog. De fiecare dată când am avut conflict, de fiecare dată mi-a fost greu să mă rog. Pentru că cheful îmi fusese tăiat. Aveți grijă, spune Scriptura, ca nu cumva rugăciunile voastre să fie oprite. Dorința voastră de a vă ruga să fie oprită. Și vreau să înțelegeți un lucru. În momentul acela, mintea mea s-a aliniat la Cuvântul lui Dumnezeu. Și Romani 8, de la 30 la 39, a devenit foarte viu în, via în viața mea în acel moment. Și am înțeles un lucru. De fapt, că atunci când treci prin greutăți, indiferent cu soția, cu soțul, cu copiii, cu colegii de la muncă, cu părinții, indiferent prin ce vei trece, tu de fapt trebuie să strici către Dumnezeu. Pentru că nimeni, nici o creatură, nici în cer, nici pe pământ, nimic, nici o nevoie neacoperită, nu ne poate sta între noi și dragostea lui Dumnezeu. Nimeni nu are voie să oprească drumul către Tatăl pentru care Isus Hristos a plătit așa de mult. Nimeni niciodată, indiferent cât de neagră va fi situația, ridică-ți ochii în timpul tău și spune Doamne, Tu ești scăparea mea, Tu ești ajutorul meu, către Tine strig, nu lăsa păcatul să te doboare, nu lăsa circunstanțele să te doboare, nu lăsa lipsurile să te doboare, nu lăsa trecutul tău să te doboare, nu lăsa relațiile stricate. Tu vină cu promisiunea Dumnezeu și spune Doamne, tu ești păzitorul familiei mele, tu ești iac verafa, tu ești iac venisi, tu ești steagul biruinței mele și în casa mea te pun. Fii ofensiv, când diavolul nu vrea să fie ofensiv în timpul tău devoțional, aliniază-ți mintea. Amin? Aliniază-ți mintea. Și Dumnezeu ne va da îndrăzneală pentru că ne răspunde la rugăciunile noastre. Și cum stăm să închidem ochii, să ne plecăm capetele. Și să-l întreb pe Domnul, Doamne, ce anume ai vrut să-mi vorbești prin acest răs?